Bine v-am găsit, dragii mei. Mă bucur să ne reîntâlnim din nou. Pentru început aș vrea să fac o scurtă precizare. A fi jurnalist înseamnă a încerca în permanență să aduci la cunoștința publicului ceea ce se întâmplă cu adevărat. Și dacă este posibil să combați fake-urile prin toate mijloacele. De asemenea, este foarte important ca noi, cei din breasla asta, să punem mai presus de orice alt interes obligația noastră de a fi nepartinici și de a informa pe cei care ne urmăresc. Din acest motiv, noi, cei de la EuroTV, am pus acest interes mai presus deasupra așa zisei concurențe. Inițiem în această seară o colaborare cu o altă televiziune, este vorba despre Exclusiv TV din Onești. Este prima dată când două televiziuni își propun să realizeze o emisiune dezbatere cu scopul clar de a aduce în fața noastră pe cei care ne cârmuiesc nouă destinele sau cei cărora le-am acordat încredere. Este o modalitate, zic eu, deschisă, curată și eficientă să-i cunoaștem pe cei care noi i-am ales. Să vedem dacă merită încrederea pe care le-am acordat-o și dacă peste 4 ani o să mai repetăm gestul de a avea încredere în ei și dacă nu va fi cazul, să-i schimbăm. Așa cum vedeți, în această seară, în studioul EuroTV, este domnul Eugen Ungureanu, moderator în cadrul televiziunii Exclusiv TV, cu care voi încerca să realizez această emisiune pentru dumneavoastră. Iar invitatul nostru nu este nimeni altul decât fostul ministru al mediului, actualul deputat PNL de Bacău, domnul Mircea Fechet. Stimate coleg, bună seara, domnule Mircea Fechet, bine ați venit în studioul EuroTV la această emisiune dezbatere realizată atât de EuroTV cât și de colegul de la Exclusiv. Bună seara. După o așa introducere, sigur că da, cuvintele mele sunt un pic deprisos, dar în primul rând mă bucur că avem un asemenea oaspete, pentru că știți foarte bine și dumneavoastră și telespectatorii noștri că am încercat permanent să fiu în mijlocul oamenilor și tocmai de aceea, cu această ocazie, o să adresez domnului deputat mai multe întrebări care sunt legate de UAT-urile din județul Bacău. Sunt foarte mulți cetățeni care vor să-l cunoască mai bine. Asta nu înseamnă că dânsul nu a fost prezent și este prezent în multe primării, alături de primari destoinici, pentru că de la această idee plecăm, avem și primari foarte buni în județul Bacău. Dar nu o să încerc să țin eu prea mult introducerea mea, pentru că invitatul nostru este dornic să ne spună câteva lucruri și aș vrea să, pentru început, să-l cunoaștem în primul rând ca om, pentru că pentru cei pe care noi îi reprezentăm, presa reprezintă cetățenii și informațiile vin de la noi în mod direct, să ne spuneți cum ați debutat în cariera politică, unde v-ați născut, ce profesie aveți, ce pregătire aveți și începutul carierei politice. Vă rog. Sunt de profesie inginer și jurist, e adevărat, iar în legătură cu cariera politică a început acum foarte, foarte mult timp. La Bacău, împreună cu primarul de la acea vreme, proaspătul primar de la acea vreme, Romeo Stavarache, după episodul în care a făcut ceea ce nu s-a aștepta nimeni să facă, respectiv să-l bată pe Dumitru Sechelariu, atunci am început să mă implic și mai activ în activitatea politică a organizației băcăoane liberale. Am fost fie consilier local, fie director într-o asociație de dezvoltare intercomunitară, director adjunct. În fine, am avut multe funcții administrative și politice în interiorul organizației. Am plecat de la tineret, de la lipit afiș, așa cum îi stă bine oricărui tânăr liberal. Și urcând treaptă cu treaptă, după 20 de ani aproximativ, am ajuns și deputat în Parlamentul României, funcție în legătură cu care încerc să o exercit în folosul băcăoanilor, până la urmă în folosul primarilor din județul Bacău, dincolo de culoarea politică a fiecărui primar, cred că avem nevoie de multă implicare
la toate nivelele de administrație și încerc să-mi aduc aportul în limita celor 24 de ore ale zilei, să-mi aduc aportul cât de mult pot în comunitatea băcăoană și nu numai. Cum reușiți să faceți aceste eforturi, pentru că venind de la București trebuie să vă îndepliniți și funcția pe care o aveți, să fiți funcția de tată. Cum reușiți să spuneți-ne și nouă secretul dumneavoastră, să fiți nu e... de o parte și în activitatea parlamentară și aici în teritoriu? Nu e simplu. Munca de parlamentar poate fi și una lejeră. Aveți să știți. Un birou parlamentar? Am mai multe birouri parlamentare. Am un birou parlamentar la Bacău. Urmează să deschid un birou parlamentar la Dărmănești. Am închiriat un birou ca să-mi deschid birou parlamentar și la Slănic Moldova. De asemenea și la Comănești mă bucur acolo de primarul Viorel Miron și președintele filialei, care la fel ne-a pus la dispoziție un spațiu unde putem să desfășurăm activitate parlamentară. Deci încerc să acopăr pe cât posibil întreg județul Bacău, pentru că activitatea parlamentară presupune, pe de o parte, o activitate în plen sau în comisiile din care faci parte, și în cazul meu fac parte din Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic, unde sunt vicepreședinte, și o altă comisie la care țin foarte mult, Comisia de Afaceri Europene, care e de asemenea un subiect care mă interesează foarte mult. Urmând ca a doua parte a zilei de joi și ziua de vineri să o dedic județului Bacău, sâmbăta de regulă e activitate de partid, iar duminica o luăm de la capăt, pornim la București și tot așa, cu regretul în continuare pe care l-am avut și atunci când eram la minister și când veneam noaptea și plecam noaptea, că din păcate reușesc să petrec destul de puțin timp cu familia mea, ceea ce mă afectează într-un fel. O să rog colegul meu să intervină, da, la discuția noastră. Pentru că eu am fost foarte atent la scurta prezentare a activității domnului deputat. A vorbit de acel moment 2004, când Romeo Stavarache a reușit să-l detroneze pe primarul de atunci al Bacăului, Dumitru Sechelariu. De atunci, din 2004, domnule deputat, organizația liberală a crescut, a crescut frumos. A fost 2008, 2012. Aș vrea să vă întreb acum, la ora actuală, în 2021, cum vedeți rezultatele pe care organizația PNL Bacău le-a scos, comparându-le cu cele pe care le-a obținut, așa cum spuneam, întoarcem înapoi, 2016, 2012, 2008? Cred că principala chestiune, sau cele două chestiuni care merită discutate aici, sunt cele legate de Consiliul Județean pe de o parte și de Primăria Municipiului Bacău pe de altă parte, pentru că acestea sunt mizele principale la alegeri locale, dacă despre alegeri locale vorbim, și din nefericire, spre deosebire de alte vremuri când reușeam să câștigăm măcar Primăria Municipiului Bacău, acum tot am câștigat-o, dar n-am câștigat-o cu un candidat propriu, ci cu un candidat al altui partid politic susținut, e adevărat, de noi. Deci aș putea să o numesc doar o jumătate de victorie. Dacă ne uităm la scorul de la alegerile parlamentare, dincolo de scorul în sine, putem să spunem că avem un număr mai mare de parlamentari decât am avut în legislatura trecută, respectiv 4 parlamentari față de 3 câți avem. Dacă ne uităm peste gard la competitorii noștri politici, și mă refer la Partidul Social Democrat în primul rând, pot constata cu satisfacție, e adevărat că în loc de 6 deputați cât au avut în mandatul trecut, acum au doar 4 deputați, deci au pierdut 2 posturi de deputat. Deci depinde din ce unghi privești rezultatul alegerilor. Dacă îl privești prin prisma câștigării Consiliului Județean, care pentru mine e o miză principală a unei organizații politice serioase, putem să nu fim mulțumiți. Dacă privești printr-o altă prismă,
Bineînțeles că poți și să identifici elemente care să îți aducă un anumit grad de satisfacție. Da, dacă tot ne uităm peste gard la concurență, eu n-am cum să nu apreciez că dacă ținem cont și de egalitatea de șanse, iată că timul PSD, ca să spun așa, este 50-50, pe când la Partidul Național Liberal nu e chiar așa. Ce înseamnă 50-50? Păi, din totalul de, am spus, de timul echipei PSD, 6 parlamentari, avem 3 bărbați, 3 femei. Și la noi este exact la fel. Din 4 parlamentari avem 2 bărbați și 2 femei. Că... Da, probabil că e o chestiune de, cum spuneam mai devreme, domn deputat, din ce punct da. Vezi lucrurile astea. Eu, dar, atâta vreau să spun, eu văd... Nu, avem 2 doamne. Aici care... vreau să-l întreb pe domnul deputat dacă este mulțumit, pentru că sigur, rezultate sunt, da? Dar dacă se putea face mai bine și ce consideră dânsul că s-ar fi putut face mai mult din partea organizației la alegerile parlamentare? Pentru că dumneavoastră v-am văzut în teritoriu, sunteți alături de primarii PNL, discutați cu ei și noi presa discutăm, avem deschidere, avem informații. Cum au văzut ei, să spunem, rezultatele alegerilor? Ce credeți? Adică să gândim pragmatic, ce ar fi trebuit să facă mai mult Partidul Național Liberal la aceste alegeri? Eu cred că votul de la parlamentar e un vot politic, adică spre deosebire de primar, unde acolo fiecare comunitate alege întâiul gospodar al respectivei localități, fie că e comună, oraș, municipiu sau ce-o fi. La alegerile parlamentare, dincolo de implicarea primarului și dincolo de culoarea lui politică, oamenii votează în consecință. Și atunci putem să constatăm că, habar n-am, într-o comună unde nu exista nimeni de la AUR, că nici nu exista acest partid, AUR a scos un scor peste așteptările noastre. Sau putem să observăm că în anumite localități, dacă mă gândesc strict la primarii mei, unii în comparație cu scorul de la locale au scos un scor apropiat și la parlamentare și acolo, bineînțeles că probabil a existat o implicare serioasă, pentru că în spatele fiecărui vot există o muncă de lămurire depusă de către organizația respectivă pe de o parte și de către partid în ansamblul lui pe de altă parte. Unii au performat mai bine, alții au performat mai puțin bine. Nici nu vreau acum să fac aprecieri personale, pentru că situațiile, când discutăm de un vot de politic, când discutăm diferite. De europarlamentare, când discutăm și de prezidențiale până la urmă, că e foarte greu să convingi un om să voteze cu un anumit candidat la prezidențiale dincolo de culoarea politică a primarului, dar în anumite locuri s-a muncit, în alte locuri nu s-a muncit. Ca și la locale, am avut din nefericire și la parlamentare organizații întregi, unde scorul a fost sub așteptări și cred că în viitor acele organizații care din diferite motive nu reușesc să performeze, cred că ar trebui reorganizate, ar trebui restructurate. Urmează să avem alegeri interne în partid și vom avea alegeri... În mai, în aprilie? Când... Eu cred că în funcție și de situația pandemică, pentru că în situația, în momentul în care nu sunt paturi la ATI disponibile, cred că niciun partid politic serios nu se gândește la alegeri interne și nu se gândește la evenimente care presupun mari adunări de oameni, pentru că alegerile nu se pot face online, da, cel mai probabil, da. Și atunci suntem afectați și suntem dirijați și de modul în care evoluează pandemia, dar nu putem decât să sperăm că vom avea cât mai rapid în acest an alegeri pe care le așteaptă toată lumea. Da, așa este, într-adevăr. Eu îmi cer scuze, am uitat de o doamnă deputat care de fapt venisere de la un alt partid. Într-adevăr, așa aici este egalitate. Am observat că
ați spus faptul, ați menționat că anumite organizații nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și probabil ele trebuie reformate. Să înțelegem că la nivelul conducerii Partidului Național Liberal există o dorință de rebranduire, de reașezare a valorilor, pentru că în ultima perioadă trebuie să o recunoaștem. Eu, cel puțin din punct de vedere jurnalistic, constat că la cel puțin la Bacău există o oarecare degringoladă, așa. Ce se întâmplă? PNL Bacău încotro și bun, poate vor fi, poate nu vor fi alegeri. Veți candida pentru președinția partidului? În legătură cu degringolada pe care o reclamați, aș vrea să vă contrazic. Nu mi se pare că există vreun fel de degringoladă. Dimpotrivă, aș spune că ultimele ședințe, sau în fine, ședințele de când avem o nouă conducere, respectiv interimatul președintelui Miron, nu prezintă vreo anumită stare de conflict, de lipsă de colegialitate, de gringoladă sau numiți-o cum vreți, aș spune că lucrurile decurg normal. Deci au fost niște nemulțumiri înăuntru partidului, legate de anumite poziționări pe liste. Deci să știți că suntem Partidul Național Liberal, nu suntem nici Partidul Comunist, nici alt partid, și în Partidul Național Liberal, ori de câte ori un coleg are o anumită nemulțumire, și asta se vede și la național până la urmă, nu doar la local, o discutăm în forurile statutare, în forurile partidului, ne exprimăm fiecare punctul de vedere, dar în opinia mea, exprimarea unei anumite stare de nemulțumire sau orice fel de critică în general, părerea mea că este constructivă atâta timp cât respectă statutul partidului, cât timp respectă codul etic, cât timp discutăm într-un cadru civilizat de partid, și nu poate avea decât un rol benefic, pentru că eu cred că atunci când oricare dintre colegi semnalează o anumită deficiență, că vorbim de activitatea unei organizații, că vorbim de activitatea guvernului, că vorbim de activitatea unei primării, cred că e mai bine să o spună decât să nu o spună. Iar din acest punct de vedere, aș vrea să spun de la început că eu nu cred că e vreun fel de degringoladă în PNL Bacău, ci dimpotrivă cred că lucrurile sunt mai așezate acum decât erau în alte perioade, poate mai tensionate decât cea de acum. În același timp, pentru că suntem într-o perioadă de prealegeri. Urmează să avem congres în acest an, urmează să avem alegeri în toate organizațiile, fie că vorbim de organizații comunale, organizații orășenești, organizații municipale. Bineînțeles că există o anumită frământare, există colegi care discută cu alți colegi în sensul evaluării propriilor șanse în legătură cu o candidatură. Nu vă ascund că eu personal am foarte multe discuții și am discutat cu 10 sau poate cu și mai mulți colegi, în sensul în care încerc să evaluez și să mă consult cu ei în legătură cu o eventuală candidatură a mea la președinția filialei, în legătură cu care nu am luat încă o decizie. Deci sunt în continuare în consultări cu colegii mei, discut în special cu primarii, dar bineînțeles că pe lângă cei 26 de primari pe care îi are Partidul Național Liberal, mai avem și parlamentari, mai avem și consilieri județeni, mai avem și consilieri municipali, mai avem și restul până la 93 de președinți de organizații, cu care bineînțeles că mă voi consulta, și în măsura în care există o masă critică de oameni împreună cu care
am să pot să fac echipă și am să pot să îmi propun să am alături de ei un proiect politic pentru următorii 4 ani în organizația județeană a Partidului Național Liberal, bineînțeles că voi acționa în consecință, dar este prematură această discuție. Da, fiindcă tot ați spus că ați discutat cu primarii și este evident că v-au invitat pe de o parte, pe de altă parte v-ați făcut meseria pe care o aveți, misiunea pe care o aveți de a fi în teritoriu alături de ei. Spuneți-ne totuși pentru telespectatorii noștri care sunt problemele de care se lovesc primarii dumneavoastră, pentru că ați fost în teritoriu în ultima perioadă, chiar v-am văzut extrem de activ. Care sunt lucrurile care ne mulțumesc pe primari vis-a-vis de activitatea lor? Ce probleme au mai importante? Și haideți să le comunicăm și celor care ne... Deci să știți că primarii, în general, dar am să mă refer în... V-am văzut, de exemplu, în ultima vizită la Dărmănești, unde e un primar foarte bun, pe care noi îl apreciăm foarte mult, deși presa nu prea laudă oamenii. Da. Vă spun, am e mai bine acolo... să nu fi laudat. Da. Avem acolo, într-adevăr, un om de cea mai bună calitate. La Dărmănești, cu greu am reușit într-o zi întreagă să acopăr toate investițiile pe care le avea în curs în acel deci moment. Deci ați vizitat în primul rând proiectele care sunt cred că am văzut cel puțin 7 obiective în derulare sau foarte recent finalizate. Așa. Și vă dați seama că e mai mare dragul ție să mergi la un primar de-al tău și să constați că a făcut foarte multe lucruri pentru comunitatea respectivă. E un sentiment de apreciere și de mândrie totodată, în legătură cu care nu pot decât să mă laud la rândul meu. Dar dacă revenim la primarii din mediul rural, pentru că orașele sunt cazuri fericite. Orașele de regulă au un buget propriu care să le permită să mai facă niște investiții, se mai descurcă, au fonduri europene, au consultanți, au o echipă cât de cât serioasă. Dacă tot am vorbit și după aia revenim în mediul rural, ați fost împreună cu domnul primar Baciu de la Slănic Moldova la București. Câteva cuvinte despre întâlnirea pe care ați avut-o cu ceilalți care iau decizii, mai ales că acum sunteți și la guvernare. E un avantaj acesta, dar spuneți despre vizita la București a domnului primar Baciu. Da, în ce context ați făcut această deplasare? Mă bucur că atunci când ajung prin București, primarii mă sună și împreună mai vizităm diferite instituții, ministere și așa mai departe. Cu domnul primar Baciu pot să spun că am avut ocazia să particip la o întâlnire pe care a avut-o dânsul cu fostul ministru al sănătății, domnul Nelu Tătaru, care este și președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților și căruia i-a propus să aibă în vedere elaborarea unui proiect de lege care să permită decontarea prin niște tichete a unor servicii balneare care să pună pe de o parte Slănic Moldova, dar pe de altă parte toate celelalte stațiuni balneare din România pe harta turismului românesc. Este un proiect care a fost foarte apreciat de către fostul ministru al sănătății, a considerat că e o idee extraordinar. Nu vă ascund că aceeași idee i-a prezentat-o și președintelui partidului cu care am avut ocazia să stăm de vorbă tot la vizita de la Parlament. Și mai e și problema cazinoului din Slănic. Am discutat și despre cazino pentru că am fost împreună și la Ministerul Culturii. Cazinoul din Slănic este un în fine, este o clădire monument de arhitectură de clasa întâi, dacă îmi amintesc eu bine. Și am discutat cu un secretar de stat din Ministerul Culturii
despre oportunități în legătură cu reabilitarea acelui obiectiv foarte important pentru comunitate, cu speranța că vom identifica împreună. Deci atât primarii vin și la București să-i ajutați, să discutați. Pe de altă parte, ajungeți în mediul rural. Ei, unde nu este prea multă economie, nu e industrie. Care e problematica acelor UAT-uri? Ce v-au spus primarii? Să știți că problema principală a primarilor... Funcția pe care o aveți, cum îi puteți susține? Problema principală a primarilor liberali din mediul rural, din județul Bacău, este aceea că, spre deosebire de primarii PSD, care au beneficiat de sprijinul Consiliului Județean, care au beneficiat de PNDL 1, care au beneficiat de PNDL 2 pentru că au fost la guvernare și au avut foarte multe proiecte finanțate, problema principală a primarilor liberali din rural, din județul Bacău, este aceea că au și uitat când au primit ultima oară niște bani, ori de la guvern, ori de la Consiliul Județean. Pentru că nu e un secret. Există această practică a Partidului Social Democrat de a-și ajuta cu precădere proprii primari și chiar azi eram la un primar care, în fine, uitându-se peste gard la vecinul lui social-democrat, număra numai puțin de 7 proiecte pe care le-a avut pe PNDL. El, primind o singură finanțare, în legătură cu care oricum era foarte fericit că putea fi și mai rău. Eu cred că această practică în care comunitățile din mediul rural sunt judecate după culoarea politică a primarului, mai ales acum când noi suntem la guvernare, eu cred că ar trebui să înceteze. Eu sunt un dușman declarat al unui astfel de mod de lucru și am discutat de multe ori cu colegii mei când eram la Ministerul Mediului, spre exemplu. Mă uitam la lista proiectelor acceptate la finanțare la Iluminat Public, unde am constatat și m-am bucurat pentru acest lucru, am constatat că în județul Bacău, spre exemplu, la Iluminat, care era un program guvernamental, au primit finanțări primari din toate partidele politice. Și când spun din toate partidele politice, mă refer la faptul că cam proporțional cu numărul de primari care a aplicat de la fiecare partid, au și primit finanțări. Deci, Nu cred că ar trebui să oprim această nebunie în care oamenii au de suferit din pricina unei guvernări, pentru că oamenii care trăiesc în acea comunitate nu au nici o vină că primarul are o anumită culoare politică și cred că e un bun moment acum când suntem noi la guvernare să demonstrăm că lucrurile se pot face și altfel. Bineînțeles că m-aș bucura ca acolo unde există niște dezechilibre majore, acolo unde constatăm că în anumite comunități s-a investit masiv, în care nu mai e ce să asfaltezi, că totul e asfaltat, au canalizare, au rețea de apă, au rețea de gaze, au asfalt toată comuna prin fața curții. Bineînțeles că nu ai cum să nu ții cont de aceste dezechilibre majore și eu cred că o prioritate ar fi ca acolo unde există nevoi extrem de urgente ale comunităților care nu au beneficiat de finanțări în trecut din diferite motive, cred că acolo și Consiliul Județean și Guvernul ar trebui să sprijine și să aducă la un anumit echilibru acele comunități, repet, care n-au nicio vină. Și aici pot să vă dau exemple de primari care de 20 de ani, nu chiar de 20 de ani, dar în fine, au primit foarte puțin ajutor de la guvern sau de la Consiliul Județean și au trăit exclusiv din venituri proprii. Unde la țară
mai ales dacă vorbim de o comunitate foarte săracă, să fim serioși, că nu strângi mare lucru din impozitul pe care îl plătesc bătrânii e foarte mic. Pe casă, pe teren, pe grajd și pe ce mai au prin curte pe acolo. Colegul, dacă îmi dorești să intervină. Da, eu am fost foarte atent la... În Clește. Da, păi mai asta e... microfonul către dumneavoastră. Asta este... trebuie să faceți față unui tir încrucișat, că... Da, și eu, din reflex, îl țineam de vorbă. Nu e nicio problemă. Aș vrea să întreb pe domnul deputat vis-a-vis de ceea ce se mai întâmplă în județul Bacău, lucruri bune sau mai puțin bune pentru comunitate. Ce părere ai despre bugetul de stat adoptat nu de mult în Parlamentul României? Din câte știu eu și dacă greșesc, vă rog să mă contraziceți, s-au primit fonduri guvernamentale doar pentru o singură unitate administrativ-teritorială din 93 de unități. Deci, cum? Bugetul de stat, în foarte puține situații, alocă niște bani UAT-urilor, pentru că bugetul de stat se referă cu precădere la bugetul ministerelor și la bugetul guvernului în general. Deci, spre deosebire de alte situații, când aveam un pomelnic întreg de mici proiecte, ca să explic și mai bine, pe vremuri se spunea că fiecare parlamentar are dreptul să depună un amendament care să și treacă de plen, bineînțeles. Cum s-a întâmplat care, la Francia, de exemplu, anul ăsta. Și care să însumeze, habar n-am, o sumă, cât era, 500 de mii de lei, 200 de mii de lei și... Exista o întrecere socialistă acolo în plenul Parlamentului, deși lucrurile erau clare de la început și care mai de care alegea câte o primărie, câte două, câte trei și cum ar veni că deputatul X aloca niște bani. Lucru care mi se pare că nu mai rezonează cu logica parlamentară anului 2021 și Partidul Național Liberal a hotărât să aprobe întocmai bugetul propus de către guvern fără să susțină amendamente la plen proprii, pe de o parte, pentru că era napoda ca noi, partid aflat la guvernare, să venim și să cenzurăm, să criticăm, să îmbunătățim, spuneți-i cum vreți, bugetul propus de guvern. Deci, pe de o parte, n-am depus amendamente. Nu a fost o intenție, mi-aduc aminte. Au fost niște declarații ale unor colegi care chiar vreau să depună amendamente. Până la urmă, fiecare coleg era liber să depună. Nu poate interzice nimeni vreunui parlamentar să depună amendamente la oricare proiect de lege, cu atât mai puțin la proiectul de lege privind bugetul de stat sau privind bugetul asigurărilor sociale de stat. Însă, pe de o parte, n-am făcut amendamente la proiectul de buget de stat și pe de altă parte, am respins în bloc toate cele 2600 de amendamente, dacă mi-amintesc bine, pe care Partidul Social Democrat împreună cu celelalte partide din opoziție le-au depus la bugetul de stat. A fost o decizie politică pe care ne-am asumat-o. Plenul Parlamentului a respins toate acele proiecte pe parcursul celor 20 de ore cât a durat dezbaterea pentru buget, urmând ca bugetul să treacă în forma în care a fost propusă. Ceea ce este, cred că, de menționat, dincolo de faptul că în județul Bacău, cred că numai municipiul Bacău are niște sume prinse în anexa 703, vreo... 35 de milioane. Cred că mai puțin, dar în fine, e mai puțin important. Nu vreau să comentez această decizie. Eu cred în continuare că în bugetul de stat n-ar fi trebuit să existe nici o unitate administrativ-teritorială prinsă, cu atât mai puțin faptul că anumite județe au avut sume prinse, alte județe n-au avut deloc, a creat oarece confuzie acea anexă, dar în fine, până la urmă faptul că sunt garantate niște sume din care aș aminti cei 15 milioane de lei pentru reabilitarea turbinei de la CET. În lipsa acelei investiții, din discuțiile pe care le-am avut cu
colegii mei consilieri locali, cu viceprimarul municipiului, cu care am și făcut o vizită fix pe acest subiect la Ministrul Energiei și cu care am discutat despre posibilitatea finanțării reviziei la acea turbină, pentru că în lipsa ei există riscul să pățim și noi ce au pățit bucureștenii, adică în mijlocul verii să rămână băcăoanii fără apă caldă, ceea ce la traumele pe care le avem noi din lipsa apei reci în alți ani să mai rămână cele 15.000 de apartamente care sunt racordate la termoenergy să mai rămână și fără apă caldă în mijlocul verii, ar fi însemnat un eveniment foarte neplăcut. Ori faptul că în bugetul de stat e prinsă acea sumă nu poate decât să mă bucure. În legătură cu restul de 92 de localități din județul Bacău, că vorbim de primari liberali, PSD-iști sau de la alte partide politice, eu cred că sumele ce urmează a fi alocate de către guvern nu trebuie să se regăsească în bugetul de stat. Eu cred că fiecare primărie, mai ales că vin 30 de miliarde de la PNRR, vin 70 de miliarde, dau niște cifre rotunde, din viitorul exercițiu financiar de euro, discut din viitorul exercițiu financiar 2021-2027. Discutăm foarte des despre un nou program de dezvoltare locală. Discutăm și despre alte surse de finanțare adiacente. Eu cred că primarii trebuie să primească bani în limita proiectelor pe care și le propun a le face, cu prioritate pentru finanțări din fonduri europene, pentru că asta este singura șansă pe care o avem, urmând ca din bugetul de stat să poți să aloci bani doar în situații excepționale. Eu cred că bugetul de stat trebuie să fie pentru calamități, pentru evenimente absolut neprevăzute, în care din pușculița mare a bugetului de stat, atunci când există o anumită problemă punctuală care nu poate fi sub nicio formă rezolvată local, și cred că revizia turbinei de la Termoenergy e un astfel de exemplu, acolo statul trebuie să intervină și să finanțeze când e peste puterea lor. Cam de 30 de ani noi ne-am obișnuit așa. Venea domnul deputat, domnul senator, promitea în campanie electorală că schimbă tabla de pe tur la biserici, votați-mă sau nu. Ei, la votarea bugetului eram obișnuiți cu amendamente, o balustradă la puntea de la Nea Grigore, de la Nașo Mareu. Acum s-a rupt chestia asta, practic. Erau multe acoperișe, că știți cum e, din suma aceea micuță puteai să faci în cel mai bun caz un acoperiș, un gard pe undeva și mai rămâne ceva pe undeva. Dar nu cred că, cel puțin asta e părerea mea, eu mă simt mai confortabil să votez un buget propus de către guvern, cu speranța că guvernul va trata cu atenția cuvenită județul Bacău, pentru că județul Bacău e un județ serios, atât din punct de vedere strategic, din punct de vedere economic, din punct de vedere al mărimii teritoriale și al populației, nu e orice județ și sunt convins că atât primul ministru cât și întregul guvern, până la urmă, vor înțelege foarte bine care sunt nevoile județului Bacău și vor trata județul Bacău cu respectul cuvenit. Dacă tot a venit vorba despre interesele cetățenilor județului Bacău, cum vedeți dumneavoastră autostrada a 13? Cam asta vreau să întreb eu. Ți-am luat întrebarea, stimate coleg. Pentru că e nevoie de acest proiect. Sigur, e un proiect al PSD, este clar. Ei au venit, știți, acum nu facem un concurs care au fost primii care, dar pentru băcăuani, cred că ar fi important, mai ales că aveți aceste pârghii, dumneavoastră sunteți pârghia între cetățean și guvernul României, în legătură cu această autostradă. Cum vedeți dumneavoastră acest proiect?
Cred că trebuie să clarificăm o chestiune. Cred că autostrada A13 este orice altceva decât un proiect al PSD. Pentru că dacă ne uităm în timp, o să constatăm că în afară de un an, doi, dacă ne uităm de la 2012 încoace, ca să nu mergem la 1989, dar dacă ne uităm la ultimii 10 ani, o să observăm că din ultimii 10 ani, aproximativ 8 ani și jumătate, conducerea Ministerului Transporturilor a fost PSD. Că a fost domnul Felix Stroie, că a fost domnul Cuc, dacă îl mai țineți minte, că a fost domnul Șova pentru foarte puțin timp la un moment dat, o să constatăm că timp de 10 ani de zile, e adevărat că a mai fost pentru o scurtă perioadă și doamna Ramona Mănescu în guvernul Ponta și tot pentru o scurtă perioadă și Relu Fenechiu, ca să clarificăm de la început. Dar în rest, toți acești ani de zile, până foarte recent când ne-a ajuns tuturor cuțitul la os și guvernanții au înțeles că nu poți să condamni la nesfârșit o regiune istorică la subdezvoltare, dar nu a existat nici cea mai mică, nici cel mai mic interes. De când era... Acesta este istoric. Acum sunteți dumneavoastră la guvernare. Păi nu, dar este bine să spunem acest lucru, pentru că mie îmi vine foarte greu să iau lecții de la colegii social-democrați din județul Bacău despre autostrada A13, când eu știu că Ministerul Transporturilor condus de PSD n-a mișcat un pai timp de 10 ani în legătură cu A13, pentru că dacă astăzi aveam măcar studiu de fezabilitate. Dumneavoastră știți că în timp ce îmi spuneți că A13 e un proiect PSD-ist, nici nu există studiu de fezabilitate, gata? Nu l-a făcut nimeni. Aveam alte informații și că s-ar fi făcut Search niște Corporation, ce Search Corporation, ce executor actual? Deci actuală? Search Corporation, exact asta trebuie să facă. Studiu de fezabilitate, studiu geo și trebuie să facă proiectul tehnic. Dar dați voie să vă contrazic? Că este un contract semnat cu Search Corporation care a fost semnat, cred că, în vara anului trecut. De acord. Da? Și care are o perioadă de 2 ani de zile de execuție acestor studii. De acord, până în noiembrie 2022. Deci, la ora actuală, acest studiu de fezabilitate, studiu geo și studiu de impact, proiectul tehnic. Proiectul tehnic se află în lucru. Exact. La o companie americană, trebuie să spunem lucrul ăsta, cu o vastă experiență în domeniu. Deci nu putem spune că nu există. Nu, eu am zis că el nu există în sensul că el va exista atunci când va fi predat beneficiarului, respectiv CNAIR-ului, când îi va pune în brațe CNAIR-ului să-i spună, uite, domnule, asta e A13, pe aici trece, am terminat de forat toate puțurile pentru studiu geo, asta este soluția tehnică, ăsta este proiectul tehnic, costă atâtea miliarde de lei și pe aici va trece, poți să o scoți la licitație de execuție. Bine, dar trebuie și atunci bani pentru treaba asta. Ajungem și la dar bani, dar ca să aloci... Dar nu avansat stadiul între A7 și A8, pentru că la A7 și A8 nici măcar nu s-au încheiat contracte cum s-a încheiat cu Search Corporation pentru A13. S-au încheiat? Greșit, pentru că la A7, spre exemplu, dacă discutăm despre segmentul Buzău-Ploiești... Nu. Da. Suntem la Bacău. Nu, da, da, suntem la Bacău. Deci A7 pornește de la Ploiești și se termină la Pașcani. Și are mai multe tronsoane. De la Ploiești ajunge la Buzău, de la Buzău la Focșani, Focșani, Bacău, Bacău, Pașcani. În legătură cu primul tronson și cel mai avansat, respectiv Buzău-Ploiești, a fost predat beneficiarului, respectiv CNAIR-ului, proiectul tehnic, a fost și recepționat, urmând să desemneze, în urma unei licitații publice, bineînțeles, constructorul. Foarte rapid, ăsta este stadiul. Deci A7... Mă interesează în Moldova. Pe noi nu e A13. Deci, pe mine mă interesează în Moldova, că s-a făcut pe Ploiești-Buzău. Da, foarte bine. Nu, altceva încerc să spun. Vreau să spun
că dincolo de campania electorală, dincolo în modul în care, de modul în care anumiți politicieni sau anumite partide politice își leagă numele de un anumit proiect, vreau să spun că și A7 și A13 sunt niște proiecte care sunt în programul de guvernare al actualei guvernări, sunt niște proiecte prioritare pentru guvernul Câțu. Vreau să spun că nu se pierde nicio zi în legătură cu aceste proiecte, că riscul e să-ți dea cineva documentația tehnică, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, ce mai fi, și să-l pui într-un sertar, cum s-au întâmplat cu atât de multe proiecte de infrastructură mare în România, în care au desenat pe hârtie în campania electorală autostrăzi, și aici mă refer la toate guvernele, nu la un guvern anume. Însă acum ne aflăm în stadiu în care firme serioase lucrează la stadiul la care ne aflăm. Unii dau găuri să vadă exact cum va arăta autostrada în funcție de terenul, de compoziția terenului peste care va trece autostrada, proiectanții, cadastriștii, toată lumea în birouri lucrează. Mă bucur că e o firmă serioasă, pentru că am auzit numai lucruri bune despre Search Corporation, la fel cum m-aș bucura foarte mult să ne ajute Dumnezeu și să găsim și pentru A13 și pentru A7 și până la urmă și pentru alte autostrăzi din România, că nu discutăm doar despre asta, dar astăzi discutăm doar despre asta, să găsim constructori serioși. Că eu am fost acolo și m-am simțit foarte mândru ca băcăuan, când în prezența, în fine, președintelui României, primului ministru, ministrului transporturilor, am asistat la acel moment la care un constructor băcăuan a livrat, a propus spre recepționare înainte de termen cu luni de zile, și mă refer la domnul Umbrărescu aici, că nu e vreun secret. Dar nu e niciun secret, chiar. O bucățică din viitoarea A7, respectiv varianta ocolitoare a Bacăului. Deci m-aș bucura enorm de mult să reușim să atribuim aceste contracte unor constructori la fel de serioși sau poate constructori care au dovedit că pot să lucreze în viteză, și până la sfârșitul anului 2024, din ce am discutat cu colegii din CNIR, că nu vă ascund că cel puțin o dată la două săptămâni sunt călare pe ei acolo, unde în calitate de deputat am dreptul să merg și să întreb cum stau proiectele care leagă Bacău de restul țării. Și întreb două lucruri. A13, unde sunt informat săptămânal despre stadiul elaborării proiectării, și despre A7, unde bineînțeles că mă interesează cel mai mult Bacău-Focșani, Focșani-Buzău, că să ajungem la București cât mai repede, dar să știți că este la fel de importantă, poate nu la fel de importantă, dar aproape la fel de importantă ca 13, care ne va trece munții, este și autostrada A7, care odată ce va lega Bacăul de București, părerea mea este că va dezvolta extraordinar de mult Bacăul din punct de vedere economic, pentru că foarte multe firme care au nevoie de transport rapid la București de mărfuri, probabil că vor alege să se înființeze sau să se relocheze în municipiul Bacău, pentru că va fi un nod, va redeveni acel nod strategic în regiunea Moldova. Avem aici și deja niște agenți economici foarte puternici. Nu pot să nu mă mândresc când am aici Dedemanul, am Aerostarul, am Agricola, am UMB-ul și multe alte firme care sunt un etalon de performanță până la urmă în România. Ori eu cred că toată această dispută trebuie tratată cu mai mult calm. Cred că trebuie să ne asigurăm că nu pierdem nicio zi, adică în ziua în care se recepționează proiectul tehnic, să și pornească licitația pentru execuția lucrării de execuție pentru A13. Deocamdată nu știm nici câte tronsoane va avea,
nici exact cum va arăta, pentru că, repet, mai au 2 ani de proiectat. Domnul deputat, ați fost ministru al mediului, e adevărat, pentru o perioadă limitată de timp. Și știu că aveți o sensibilitate pentru acest subiect. Desigur, și noi, presa, avem un interes deosebit pentru ca poluarea în județul Bacău, la care dumneavoastră puteți veni cu un aport pozitiv, puteți contribui. Mă refer aici la poluarea râului Trotuș, pentru că oneștenii vor o apă curată, eventual să apară lucrări, să se ia apă din râul Trotuș, dar care în acest moment, din cauza poluării, care începe de la Comănești, și sigur, probabil și în Aval mai sunt probleme, trebuie luate măsuri urgente. Eu am avut o discuție cu domnul primar Miron la momentul respectiv, probabil chiar acum 2 ani, cred. Era vorba de un filtru care trebuia cumpărat acolo la Comănești. Nu știu dacă s-a rezolvat, dumneavoastră fiind în teritoriu, un primar al dumneavoastră acolo, cu care spuneți că aveți o colaborare foarte bună. Cum ați discutat această problemă? Pentru că toată lumea reclamă că de la Comănești poluarea cea mai mare. E un concurs care poluează mai mult sau mai puțin. Înainte, înainte ca domnul deputat să dea răspunsul, l-aș ruga dacă poate să-l comprime în 3-4 minute, pentru că timpul este inamicul nostru al tuturor. Ne apropiem de finalul emisiunii pe TV. De asta am să rog pe domnul deputat scurt în 3 minute, după care eu voi face o închidere și putem continua discuția pentru cei interesați, pentru că emisiunea foarte interesantă de altfel și vom profita de faptul că l-am prins pe fostul ministru al mediului, actualul deputat PNL Mircea Fechet, în studio. Vom continua discuția pe internet pentru dumneavoastră. Deci scurt, în 3 minute, ca să putem să ne luăm rămas bun de la telespectatorii de pe TV. Încerc să fiu foarte scurt. Dacă ne referim la poluarea din județul Bacău, aș vrea să vă spun că poluarea râului Trotuș e o problemă minoră. Sunt alte probleme mult mai grave decât poluarea râului Trotuș, cum bineînțeles sunt poluate și celelalte râuri din județul Bacău. Că vorbim despre depozitele de deșeuri periculoase de la Dărmănești, că vorbim de depozitul de deșeuri periculoase de la Onești, că ați amintit problema Oneștiului, să știți că cea mai mare problemă de mediu a Oneștiului este reprezentată de batalurile de pe fosta platformă RAFO, din cauza cărora România riscă să fie condamnată într-o procedură de infringement ce i-a fost de mult deschisă. Sigur, acestele realități le cunoaștem. Cum, întrebarea mea era, cum puteți dumneavoastră contribui? Sigur că sunt și alte subiecte. Ajungem și acolo. În legătură cu poluarea râului Trotuș, să știți că râul Trotuș nu-i poluat de la Comănești. Râul Trotuș, la fel ca și celelalte râuri, este poluat din pricina faptului că în județul Bacău, la fel ca și în restul țării, din nefericire, avem un grad de conectare a populației la rețeaua de canalizare de 12-13%. Deci imaginați-vă că statistic vorbind, avem de făcut niște investiții formidabile. Asta vreau să ajung. În sistemul de canalizare al județului Bacău, care contribuie la poluarea apei în general. Că vorbim de pânza freatică, că vorbim de pâraie. Deci considerați că infrastructura trebuie. Deci infrastructura pe de o parte. În al doilea rând, este bine să știm că orașul Comănești nu este diferit de ceea ce se întâmplă și în alte orașe din județul Bacău, pentru că problema cu calitatea apelor uzate este o problemă generalizată. Nu întâmplător, județul Bacău beneficiază de o finanțare din fonduri europene de peste 400 de milioane de euro, care exact asta urmează să remedieze. Pe de o parte, infrastructură de apă uzată, pe de altă parte infrastructură de apă potabilă. Mai mult decât atât. Dacă îmi permiteți, cu scuzele de rigoare, noi trebuie să respectăm programul pe TV.
atât eu, Gabriel Bălan, cât și Eugen Ungureanu, colegul de la Exclusiv TV, țin să-i mulțumesc domnului deputat Mircea Fechet pentru faptul că a fost alături de noi în studio, dar fiind o discuție foarte interesantă, o vom continua pe internet. Pentru telespectatorii EuroTV, eu vă urez o seară bună. Încă o dată, domnule deputat, mulțumim. Aveți grijă de dumneavoastră și fiți mai buni că nu costă nimic. Până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune. La revedere!